Bun, dragii mei, bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog aici, pe România Culturecars. Numele meu este Bike-ul Vlad Andrei. V-a fost dor, dragii mei, de campionatul național de rallycross? Ei bine, da. Astăzi, după un an, evident, de când am mai fost la campionat, ne-am întors la Babana pentru etapă. Suntem prezenți pentru a-i vedea piloți tineri, cum ar fi Andrei Dună, Alessia, David Nedelcu, Denis Pleșa și mulți alții, dar și veterani, cum ar fi Mihai Berbecaru. Vremea este una însorită, lipsită de ploi, lipsită de precipitații, de nori, de absolut orice, așa cum prefigura în acest weekend. Evident, noi când filmăm este în weekend, când vom încărca va fi în cursul săptămânii, asta o menționez încă o dată ca să nu existe discuții. Și să sperăm că va fi o etapă interesantă, ca de obicei plină de suspans ca și anul trecut, cel puțin știți la ce mă refer când spun acest lucru. Și hai, let's go racing! Și să vedem ce au pregătit băieții și fetele, evident. Bun, dragii mei, și acum avem o priveliște asupra pistei, sau track view, așa cum îi spun eu. Linia dreaptă, urmată de virajul de stânga, după care acolo clasicele stânga-dreapta, jokerle pe care a rămas acolo fixat ca de fiecare dată, după care ultimele două viraje și linia de start-finish. Sper că m-am auzit, pentru că se lucrează de zor aici la mașină, o să vă arăt și mașinile imediat. Dacă vă amintiți, acolo pe final, Alex Talianu, în ultimele două, trei viraje anul trecut la Babana, a scos un podium. Nu mai știu cine a avut probleme la mașină, dar a venit foarte tare Alex și a scos un podium incredibil. Asta așa, ca un mic preview, pentru că e clar că se anunță o etapă incendiară din toate punctele de vedere. Și bun, cam asta a fost review-ul. Hai să vă arăt mașinile și să vedeți și pe piloți la treabă. Bună, dragii mei, haideți să vă arăt mașinile acum. Renault, mașina domnului Berbecaru, care l-ați văzut în imagini. Un alt Renault acolo în spate. Renault, Suzuki. Se pare că, după cum v-am povestit, dragii mei, băieții se pregătesc aici de cursă. Avem și mașina lui Breșcan Alexandru, acest super model Honda Civic. Volkswagen Lupo, o superbă Dacia Supernova, pregătită de curse. Te-am zis că băieții sunt pregătiți de cursă. Denis Pleșa și al său Renault Clio, ca mașinile de anul trecut aproximativ, dar evident cu modificările de rigoare, da? Și ca clasă, și ca turație, și ca modificări, și ca orice. Acum, evident, voi știți cel mai bine. Eu nu am mai fost de ceva timp. Lucian Ispas acolo și al său Audi. Salut, Lucian, ce faci? Ce să fac? Uite, filmez pe aici mașinile și imediat te iau și pe tine. Renault și iarăși Renault acolo pe fundal. Da, deci cam acestea au fost mașinile. Ele sunt cam aceleași de anul trecut, doar că un pic altfel față de sezonul trecut, părerea mea. Acum, evident, voi puteți să scrieți acolo în secțiunea de comentarii pro sau contra, evident, la argumentele pe care eu le am. De aici mai puteți să vedeți încă un cadru de pistă, da? Deci așadar, linia de start finish, primul viraj, o să vedem noi cum ne punem în așa fel încât să prindem niște cadre senzaționale. Hai să-i dăm drumul la treabă, să vorbim și cu piloții, să vedem ce au de declarat unii dintre ei, evident. Bun, dragii mei, și am spus că vorbim cu niște piloți, da? Așadar, Lucian Ispas, salut! Ce faci? Ce fac? Am venit la etapă cu gânduri mari. Da? Dar nu prea mi iese ce vreau. De ce? Explică-ne. E foarte puternică mașina și încă nu m-am obișnuit cu ea. Am înțeles. E mai făcut ceva modificări comparativ cu anul trecut când am fost? 100 de cai în plus. Dar alte modificări, mai refer, nu știu, suspensie, tracțiune? S-au modificat și acești parametri, dar la suspensie e ok, cu puterea e mai dificil. Am înțeles. Același model Audi, doamnelor și domnilor. Nu-l mai reținem mult pe Lucian, o să mai avem decât o singură întrebare pentru el. Și anume acela, un mesaj pentru fanii curselor, fanii tăi, fanii rallycross-ului, fanii de peste tot. Motosportul are nevoie de voi, dar în același timp trebuie să fii și siguranță. Nu vă abateți de la siguranță. Am înțeles. Nu stați în puncte care vă poate fi fatale. Am înțeles. Și strada nu e circuit, evident. Aia se știe. Mersi frumos, Lucian. Salut. Vreau să vă arăt, în măsura în care și camera poate,
trei spectatori acolo pe deal, pregătiți de cursă. Așadar, publicul începe să vină într-un număr foarte mare. Acolo, într-adevăr, în zona aceea este foarte spectaculos. Sper ca domnii de acolo să se bucure, / doamnele de acolo să se bucure de spectacol. Atât am vrut să vă arăt. Hai să ne întoarcem la treabă. Pe spasa nostru și cu tene și bobiță. Thank you.
Asta e rivalul meu numărul 11. Bun, dragii mei, și avem parte de final de weekend și final de zi, evident, în cadrul campionatului național de rallycross. Am surprins cadre și am filmat superb din mașinile de concurs, respectiv mașinile de calificare. Am surprins și momente din culise, am surprins momente și de la boxe, am vorbit și cu piloți, o să aveți câțiva piloți acolo înregistrați și față în față cu ei, dar și dincolo de interviu, off the interview, ca să zic așa. Asta a fost o etapă destul de interesantă, o etapă foarte electrizantă, aș putea spune, cu schimbări de situație încă din cursele de calificare. Dacă în cursele de calificare s-a mers cumva, la mașe de concurs a fost cu totul și cu totul altfel, s-a dat acolo un totul sau nimic, ca să spun așa. Mie mi-a plăcut revenirea aceasta superbă în campionatul național de rallycross ca și spectator și ca și iubitor al acestui sport și al motosportului în general, evident. Și până la următoarea întâlnire, dragii mei, sperăm să mai venim la rallycross în măsura în care putem, dacă nu ne vedem la alte etape. Eu am fost Bike cu Vlad Andrei, țineți minte, strada nu e circuit și până data viitoare nu uitați, iubiți mult motorsportul atât pe două roți cât și pe patru roți, că merită din toate punctele de vedere. La revedere!